Stimați prieteni, mă bucur să fim iarăși împreună. Vom continua să studiem lecția școlii de sabat. Astăzi suntem la lecția numărul 7, lăsându-i în urmă pe idolatrii. Studiul de astăzi vom petrece împreună cu Serghei. Te salut, Serghei. Și eu te salut, Petru. Geneza 31 cu 42. Dacă Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avram și de care se temea Isaac, n-ar fi fost cu mine, cu siguranță că m-ai fi trimis acum cu mâinile goale. Acestea sunt cuvintele care Iacov le spune lui Laban atunci când Laban încerca cumva să-l strângă, să-l învinuiască de ce a procedat în așa fel, și Iacov arată câtă încredere are în Dumnezeu. Aceasta este lecția, de fapt, care trebuie să o învățăm și noi și haideți să dezvoltăm mai mult acest studiu ca să înțelegem cum putem și noi să avem încredere în Dumnezeu, încercând să plece de la Laban. În ce mod s-a simțit Iacov obligat să plece din Padan Aram și care a fost reacția lui Laban? Deci, cunoaștem cu toți istoria că Iacov a cunoscut pe deplin deja caracterul lui Laban. Mm-hmm. El știa că Laban este un om foarte egoist și el știa atitudinea lui. Și Iacov a fost obligat ca să plece pe ascuns, fără să-i dea de știrea lui Laban. Mm-hmm. Deci, într-o noapte și-a strâns nevestele, copiii, toate turmele ce avea, cerezile sale și a fugit. Și care a fost starea, care a fost reacția lui Laban, că spune că Laban s-a înfuriat foarte tare, că el aflase deja doar a treia zi. Uh-huh. Și spune că și-a luat frații săi, și-a luat câțiva oameni și s-a dus să-l caute pe Iacov. Și doar a șaptea zi l-a ajuns la muntele Galad. Da. Să ne imaginăm zilele noastre de acum, șapte zile, să mergi de urma cuiva până să-l ajungi. Nu este atât de simplu. Și nu este atât de simplu pentru că noi astăzi ne mergem totul cu mașina. Asta să mergi șapte zile cu mașina este o bucată de drum de mers. Și atunci ei măcar că mergeau pe jos, dar totuși distanța între dvări era destul de mare. Cel a reținut pe Laban să-i facă rău lui Iacov și totuși ca un închinător la idoli, pe ce a pus el accentul când s-au întâlnit. Deci cum ai spus, ei au mers șapte zile, mergând șapte zile și nu găsindu-i, ura, furia lui se mărea din ce în ce mai mare și Dumnezeu cunoștea toate acestea. Și atunci, într-o noapte, i s-a arătat pentru-un vis și l-a preîntâmpinat pe Laban. Mm-hmm. Să nu cumva să-i vorbești ceva rău. Nu să-l atingi sau să-i faci ceva, ci nici să nu-i vorbească ceva de rău. Și vedem că când l-a ajuns, când s-a apropiat de Laban și a așezat cortul lângă Laban, lângă Iacov, vedem care a fost vorba lui Laban, ce mi-ai făcut? De ce m-ai înșelat? Mm-hmm. Fiindcă tot timpul Laban l-a înșelat pe Iacov. Dar acum a fost contrariu. Iacov l-a înșelat pe Laban și el i-a spus că oare nu puteam să-mi spui toate acestea? Mi-ai luat fiicele ca pe niște roabe prinse de război. Făceam o masă cu muzică, te petreceam. Dar oare asta era realitatea? Da, Iacov era sigur că aceasta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Desigur, Iacov a cunoscut toate aceștia, știa de ce și a făcut așa. Și vedem că, cum spune întrebarea aici, pe ce a pus accent când s-a întâlnit mai mult Laban? Deci, a pus accent mai mult pe idolii care i-au furat. Spune că, bine, dorești să te duci acasă la părinții tăi, în țara ta, dar de ce mi-ai luat Dumnezeii mei? Deci aici a pus accent mai mult pe idolatria care era în inima sa. Foarte interesant acest lucru. Mă gândeam mult. El era închinător și la Dumnezeu, la adevărat. Pentru că dacă ar fi fost străin pentru el acest Dumnezeu adevărat, când i s-a arătat în vis și a spus că nu se face nimic, el recunoaște, dar cine ești tu, Doamne? Cine, de unde aude glasul acesta? Dar el cunoștea despre Dumnezeu adevărat, pentru că se trăgea tot din Avram, pe de altă parte, sau rude. din rudele lui Avram, da, mai corect spus. Și în același timp avea și Dumnezei străini, avea și idoli. Cât de mulți dintre noi astăzi, cu părere de rău pot să fiu și eu de multe ori, închinându-mă Dumnezeul adevărat, să am undeva acolo în buzunar sau sub pernă sau undeva niște dumnezei care sunt
idoli, Dumnezei străini. Să vedem mai departe cum descrie istoria, învățând asigurarea familiei. De ce putem fi încurajați de ură lui Iacov față de idolatrie și cum putem fi avertizați prin faptul că păcatul ascuns al Rahelei ar fi afectat cu siguranță întreaga familie? Deci în această întrebare două puncte se dezvoltă. Da, deci primul reproș al lui Iacov a fost că am fugit fiindcă Iacov se temea că Laban nu-i va da nici fiicele, nici avere, nimic nu-i va da și a ieșit cu mâinile goale. Dar vedem care era ura lui față de idolatrie, că cu ce cuvinte se adresează el lui Laban? Dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. Ce ură avea el față de idolatrie care era în acea țară? Și deci vedem că i-a spus lui Laban ca să scotocească peste tot, să caute. Dacă va găsi ceva, totul va fi al lui. Și vedem că Laban a căutat totul. Totul a căutat. În mintea lui Iacob nu putea să încapă că corect. Cineva din familia lui să aibă de face cu idoli. Corect. Și el nici n-a știut. Deci el și-a spus că acela care a luat acest Dumnezeu să piară. El nu și-a dat seama că anume soția sa dragă a luat acești Dumnezei, acești idoli. Și i-a ascuns și nu a putut fi găsit de Laban. Și ce putem să învățăm noi din păcatul ascuns? Deci aici ne spune că anume acel păcat ascuns poate să facă ca întreaga familie sau întreaga comunitate, întreaga biserică să sufere consecințe. Avem multe istorie în cuvântul lui Dumnezeu. Avem istoria despre Acan, care a luat lucrurile care erau date la nimicire și el le-a luat. Un păcat ascuns care a produs o descurajare în tabăra lui Dumnezeu. Și așa este și la noi. Adesea ni se pare că nu ne merge bine, dar poate undeva este un păcat ascuns care ne încurcă ca Dumnezeu să lucreze și să prosperăm. Da. Da, într-adevăr, să ne imaginăm dacă Laban găsea acei idoli, cum ar fi fost reacționat Iacov, cum ar fi fost reacționat chiar însuși Laban. De multe ori să fim atenți, cum spuneai tu, ce avem noi ascuns și cine poate să sufere din cauza la cei, că nu doar ea avea de suferit sau avea de câștigat, dacă așa să spunem, dar toată familia ei, și acolo nu era vorba de un om, doi, dar toată familia lor aveau să sufere din cauza aceasta. Cum a rezumat Iacov viața sa înaintea lui Laban, celor egoist, și care a fost singurul răspuns pe care l-a putut da Laban? Deci atunci Iacov s-a înfuriat și el, s-a mâniat pe Laban și a început să-i reproșeze. Deci mi-ai scotocit tot și n-ai găsit nimic. Deci tot timpul mă învenuia și atunci a început să-i reproșeze tot ce s-a petrecut cu viața lui timp de 20 de ani. I-a reproșat că 14 ani am lucrat pentru fiicele tale, ziua mă topeam de căldură, noaptea mă prăpădeam de frig, de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Toate acestea el le-a reproșat lui Laban și Laban nu putea spune nimic înapoi, fiindcă era vinovat. Doar a putut spune ca să facă un legământ de pace. Și Laban atunci, în acel moment, a recunoscut ce făcuse greșeala sa, că i-o dase și pe Leia, pe două fiice. El a văzut deja ura, invidia între fiicele sale. Și în legământul acesta i-a spus că a luat pe Dumnezeu ca martor ca să nu ia și alte soții, fiindcă el vedea că deja viața fiicelor sale era foarte grea și nu dorea ca să o amărască și mai mult. Da, da. Da, interesant, m-a impresionat și pe mine această declarație a lui Laban. L-a pus să juri într-un fel că nu vă mai avea alte soții. Confruntându-se cu următorul pas, cum și-a încheiat Iacov experiența în Padan Aram? Deci după toate aceste discuții, spune că ei au făcut o movilă de pietre, acesta ca un stâlp de aducere a minte, și s-au jurat unul altuia că nu vor trece de acest stâlp nici unul, nici altul, ca să le facă rău. Nici Laban lui Iacov, nici Iacov lui Laban. Și atunci Iacov spune că a adus și o jertfă, a făcut o masă, au stat, au mâncat, au discutat între ei și dimineața spune că Laban și-a sărutat fiicele sale, nepoții și s-a dus înapoi la casa sa.
Ce este încurajator cu privire la binecuvântarea binevenită care a venit asupra lui Iacov când și-a început călătorie spre patria lui? Deci, vedem că atâta timp cât Iacov se afla încă în la Laban, la Padam Aram, spune că el se lupta. Într-o parte era Laban, într-o parte era fratele său Esau. Mm-hmm. Și el lupta între aceste două părți, se lupta, nu știa ce să facă. Și doar atunci când a căzut în genunchi, când a cerut protecția lui Dumnezeu, deja atunci Dumnezeu i s-a arătat într-un vis și a spus că va fi cu el și îl va proteja. Și vedem că atunci când ajungem și noi în așa situație, când nu putem face niciun pas, nici înainte, nici înapoi, mm-hmm. ajutorul nostru și speranța noastră este doar la Dumnezeu. Atunci să cădem în genunchi și să cerem protecția lui Dumnezeu. Da, și Dumnezeu a venit în ajutor pentru că toți acești ani Iacov îi slujea lui Dumnezeu. Era credincios lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu cu bucurie i-a venit în ajutor. Spune frumos aici, l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. I-a deschis ochii și chiar a văzut cum protecția lui Dumnezeu este cu el. Cât de ușor ne-ar fi și nouă astăzi, dacă vom avea destulă credință ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și să vedem și noi protecția lui Dumnezeu în jurul nostru. Să vedem și noi îngerii lui Dumnezeu în jurul nostru, să spunem că da, tabărul lui Dumnezeu este cu mine, cu familia mea, cu biserica mea. Motiv de îngrijorare. Ce se întâmplă mai departe? Ce măsură înțeleaptă a luat Iacov pentru siguranța lui? Mergea, se apropia de casa tatălui său? Da, Iacov deja se apropia de casa tatălui său, știa că este în conflict cu fratele său și atunci a făcut el o măsură înțeleaptă. Deci a trimis niște soli cu cirezi, cu turme, ca să-i moaie inima fratelui său, ca să-i dea ca un cadou, să-l avertizeze că el vine și n-are nimic împotriva sa. Da, și în special i-a spus că eu am multe oi, boi, roabe, robi, să nu se gândească Esau că el vine iarăși cu mâinile goale și totul îi va lua cumva, sau tot tatăl tău totul îi va da lui Iacov. Eu am destulă bogăție, nu am nevoie de bogăție, doar dorea pace. Să vedem cum reacționează Esau. În ciuda tactului lui Iacov, cum a răspuns solii? Deci Iacov s-a gândit să facă toate aceste lucruri, a trimis solii, dar solii s-au întors înapoi. Că deja Esau era pornit pe drum și i-au spus că fratele tău Esau spune că deja este, vine încoace, spune cu 400 de oameni. De armată. De armată. Când a auzit aceasta, Iacov spune că el s-a înfricoșat. Da, într-adevăr, nu era simplu. Trecuse 20 de ani, și ura, dacă nu avem pace, pacea lui Dumnezeu în inima noastră și nu încercăm să facem ceva cu ura din noi, ea niciodată nu se va micșora. De ani cu ani ea va crește și va crește. Și ce s-a întâmplat și în cazul acesta. Descrie situația lui Iacov în acest punct. Ce face Iacov mai departe? Deci Iacov înspăimântat, deci aici vedem că puțin credința lui s-a clătinat deja și ce face el? Următorul pas. Deci împarte tabăra în două părți. Măcar ceva să scape. Măcar ceva să scape. Până ce bate prima tabără, a doua să aibă posibilitatea ca să scape. Deci fiindcă Iacov ținea foarte mult la familia sa și dorea doar, dacă se va întâmpla cu el ceva, doar familia lui să fie salvată. Interesant, spune aici în notă, Iacov nu se putea întoarce și se temea să înainteze. Într-adevăr, nu se putea întoarce pentru că Laban și-ar fi fost bătut joc de el cu totul, dacă Iacov se întorcea la Laban. Dar să înainteze, vinea Esau cu armată. Și aici se încheie istoria în această lecție cu călătoria lui Iacov în continuare. Lecția următoare vom vorbi care sunt pașii următoare a lui Iacov, ce se întâmplă cu Iacov, care sunt reacțiile lui Esau.
Următorul punct, vom vorbi mai mult despre lecția care avem noi de învățat de aici și care trebuie și ar fi bine să fie experiența noastră. Cel vinovat având nevoie de speranță. Asemenea lui Iov, prin ce experiență trecea Iacov acum? Deci Iacov a trecut anume prin acea experiență care a trecut și Iov. Uh-huh. Atunci când a rămas Iov singur, părăsit de prieteni, de soție, de toți, spune că în așa mod era acum și Iacov. Într-un pustiu, unde era o zonă, unde era bântuia fiare sălbatice, tâlhare, tot felul de criminali și era singur, fără protecția nimănui. Și ceea ce mai tare îl durea, ceea ce mai tare îl frământa pe Iacov, că propriul său păcat a fost acela care a adus această situație, care a adus ca familia sa să fie pe punctul ca să fie distrusă, să fie omorâtă. Mm-hmm. Și aceasta pe dânsul chinuia. Și adesea este și pentru noi astăzi o învățătură. Adesea un păcat mic, poate neînsemnat, poate să producă ceva care să distrugă familia întreagă. Da. Într-adevăr, nu era simplu. Nu era ușor. Fără credință, fără Dumnezeu, omul ajunge în situații când ajunge într-o descurajare, într-o disperare, că într-adevăr nu știi ce să mai faci, nu știi cum să mai trăiești. Și ultima și următoare întrebare spune: descrieți starea naturală a fiecăruia dintre noi și explicați singura noastră speranță. Deci, asemenea lui Iov și noi ajungem în așa stare ca să nu știm unde să ne ducem, nici înainte, nici înapoi. Spune, dar ca să putem ajunge la un anumit punct, ca ceea ce dorim noi să facem, este ca voința noastră să o supunem voinței lui Dumnezeu. Și cea mai mare luptă care trebuie să facem noi ca creștini, avem de luptat împotriva noastră personal, împotriva eu-ului nostru personal. Mm-hmm. Atunci când vom lăsa eu-ul nostru ca să fie pe treapta cea mai de jos, spune că atunci Dumnezeu va putea să lucreze în viața noastră și din orice criză, din orice problemă cât de grea, Dumnezeu ne va fi o protecție foarte bună. Da, într-adevăr. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum cărmâzul se vor face albe ca zăpada. În orice situație aveți, în orice stare, în orice grad de păcătoșenie, Dumnezeu spune, veniți la mine și te voi face curat, te voi face alb ca zăpada, îți voi da speranță, îți voi da salvare, îți voi da viață. În orice moment al vieții. Să ne ajute Dumnezeu ca noi să învățăm din viața lui Iacov, să învățăm din viața bărbaților de credință, că nu există o stare în viața noastră când Dumnezeu nu mă poate ajuta. La El totul este posibil. Se cere din partea noastră, cum spuneai tu, doar voința și credința deplină că Dumnezeu poate să facă aceasta. Mulțumesc, Sergiu, pentru acest studiu. Și ție îți mulțumesc, Petru. Să fie slăvit Domnul, pentru că încă ne mai dă har, ne mai dă aceste învățături. Vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor care sunteți împreună cu noi. Vă așteptăm la următorul studiu, cum vă spunem, pe curând.